Salut! În acest video vă voi prezenta cum să pornim luminile la Mercedes Actros din 2023. După cum se vede, această mașină nu are oglinzi exterioare, deci are camere și câteva display-uri, mai precis 4 display-uri interioare, respectiv 2 pentru oglinzi, unul pentru consola de bord, iar încă unul pentru funcționale, lumini, căldură, căldura de staționare, da? Clima de staționare. Deci, ca să aprindem luminile, trebuie în primul rând să avem cheia mașină și să apăsăm butonul start. Display-ul se va porni, ambele display-uri. După cum vedeți aici, acest display este touch display și aici puteți găsi toate opțiunile pe care le puteți accesa de aici. Muzică, Bluetooth-ul pentru telefon, radioul, navigația, luminile. Aici sunt alte operațiuni, cum ar fi, acesta este un camion din Anglia, Marea Britanie, deci aici avem 3 axe. Și de aici se acționează axa de mijloc, sus-jos, adică o lăsăm jos sau... Să revenim la lumini, deci intrăm în meniu, mergem pe lights, pe lumini, și de aici, după cum se vede, avem pornit auto. Eu prefer să țin pe poziția auto, deoarece când pornesc sau opresc camionul, el știe și pornește automat luminile. Deci de aici off, adică oprit, aici pe automat. Mai avem un switch pentru modul manual, în cazul nostru în partea dreaptă a șoferului. Bănuiesc că la camioanele cu volanul pe partea stângă, acest switch este în partea stângă, normal, spre ușe, cum este și acesta. Dacă v-a plăcut, nu uitați, like, share and subscribe și vă reveni cu alte videouri.